Doamnește, oameni dragi, din nou vă invit în depostul faptelor bune, aici unde începem să dăruim lumină la propriu, și asta pentru că după câteva zeci de săptămâni de muncă susținută, cules date pe teren, introdus calculator, căutat, comandat și receptat produse de tot felul de cea mai bună calitate, astăzi, da, vă spun că am dat startul la pregătirea propriu-zisă pachetelor de Paște pentru cei 10.000 de copii sărmani din țara Moldova. Vă invit să vedeți cum se pregătește un pachet în acest atelier al iubirii, acolo unde voluntarii noștri, o parte din ei aici, o parte sunt în altă locație, turnez din greu pentru ca să avem de Paște cât mai mulți copii fericiți. Intrăm aici în depozit, luăm o sacoșică în care vom pune pachetelul cu haine al copiilor. Îl avem astăzi pe Dragoș, de vreo 12 ani, și o să ne apucăm. Ce ai nevoie, Dragoș, pentru a fi fericit, o luăm din partea mea. Ai nevoie de niște pantaloni, realizat la o pătricuță în Iași, deci lucrăm și producem românește. Ce ai nevoie, un copilaș, pentru a fi de Paște? Hai să spunem, o peche de șosețele. Pune-ți șosețele, să aibă o șosețe albă frumos. Vedem aici și un pantaloaș de calitate. Și mergem la zona handoacelor foarte călduroase și atât de mult îmi plac anul acesta, pentru că uitați, ele sunt handoace marca GLV, glasul vieții, călduroase. Și piesa de rezistență de astăzi este, nu știu dacă ar ghici, dar eu o să vă prezint. Aceasta e superbă, dragi. M-aș putea să puteți pune mâna pe ea, să vedeți cum este această ie. O ie în care copilașul nostru, Dragoș, va merge noaptea de înviere, va merge la biserică și va lua lumină cu așaul dumneavoastră. Uitați, o să vedeți în bisericile din Moldova în special și poate și prin altă cu din țară, copiii îmbrăcați de lui cu aceste ii. Uitați, ale fetelor sunt un pic mai... Că sunt fete, nu-i așa? Și avem ceva, o privire de încălțări, nu? Dragoș va purta în noaptea de înviere, o de încălțime nou-nouțe, mărimea 37. Nu sunteți curioși să-i vedeți? Ia să vedeți dumneavoastră. Vă spun sincer, fără să exagerez, sunt încălțări de cea mai bună calitate. Nu poți găsi așa ceva decât la case mari, 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 mari. Și asta pentru că acest macuc, o talpă Eva, se numește, piele de pe exterior, așa, are și o mică firmă, și el e glasul vieții, adică, așa, ce fac cei care îl ține pe Dragoș, nu dau noaptea de înviere, așa cum sunt multe din cățete care găsim în magazine. Acest pachet va pleca zilele viitoare către copilaș, dacă dumneavoastră ne ajutați pe noi să-l și plătim.